revenim la ceea ce numim noi inteligență artificială, riscuri, beneficii, dar mai ales modalitatea prin care AI-ul ar putea să fie de folos inclusiv cadrelor didactice. Alături de mine este și formatorul din cadrul clasei viitorului, Tudor Lap. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Tudor, mulțumim tare frumos că ai acceptat invitația noastră, pentru că în ultima perioadă discutăm mult despre securitate cibernetică, despre inteligența artificială, că e bună, că e rea, dar nu știu de ce toată lumea discută din perspectiva elevilor și mai puțin din perspectiva profesorilor. Se pare că aceștia pot să utilizeze inteligența artificială chiar la ore. Sigur că da. Deci noi practic am avut un training despre care am discutat recent la clasa viitorului. Sunt niște traininguri pe care noi le oferim profesorilor la nivel de formare profesională continuă. Și bineînțeles, noi căutăm întotdeauna să luăm să le oferim ceea ce ei au nevoie sau ceea ce apare acum nou, proaspăt. Având în vedere că elevii întotdeauna găsesc metode noi de a se inspira și de a, să spunem așa, de a-și elabora temele pe acasă cât mai repede, cât mai bine, cât mai așa. Și mai ușor, așa, câteodată pe locuri, pentru că niciodată nu ne-a plăcut munca grea. Noi am găsit că e de datoria noastră să luăm să îi punem și pe profesori la curent cu ceea ce se întâmplă în materie de digital și tehnologie, în special pe inteligența artificială. Da, e adevărat că copiii generației respective utilizează tot ce numim noi inteligența artificială, VR, ultimele tehnologii de la 10 ani. Acum cumva e foarte greu să găsești pe cineva, un copil, care să nu știe cum să le folosească. Cu profesorii e mai complicat de abordat aceste subiecte? N-aș zice neapărat mai complicat sau mai simplu. E pur și simplu la alt nivel. Așa. Pentru că atunci când vorbim despre copii, noi avem așa un fenomen recent care nu știu cât e de bine studiat, dar urmează posibil să se facă mai multe cercetări. Avem generația asta care este nativ digitală. Deci copiii încă de foarte mici au acces la telefoane mobile, internet, jocuri, aplicații și atunci lor le e foarte, foarte ușor să folosească aceste dispozitive și tehnologii. Pe când adulții cumva nu au avut chestia asta de mici copii și atunci trebuie cumva să iei să-i înveți. Procesul e diferit, nu neapărat mai greu sau mai ușor, e pur și simplu diferit. Da, le place profesorilor din Republica Moldova să studieze tot ce ține de inteligență artificială? Sunt foarte curioși, sunt foarte pasionați, dau foarte multe întrebări și pot să spune că e uneori foarte, foarte interesant unde merge discuția. Pentru că noi vorbim nu doar de aspectul tehnologic, dar cum se folosește platforma, cum ea lucrează și așa mai departe. Vorbim și despre aspectul pedagogic, cum o integrez eu la lecții, cum pot eu să o utilizez în cadrul orelor de curs la diferite discipline, pentru și că nu avem doar informaticieni. Noi vorbim preponderent de inteligență artificială generativă, vorbim de instrumente care au capacitate în funcție de careva solicitări să elaboreze materiale, fie că e vorba de text, fie că e vorba de imagini, video, sunet și așa mai departe. Și atunci, în cadrul trainingurilor, noi vedem exact cum vrem să luăm să integrăm această capacitate în așa fel încât creativitatea și elementul de originalitate a elevilor să nu fie substituit de o mașinărie. Elevul totuși să aibă acea oportunitate de a dezvolta creativitatea, gândirea, capacitatea de analiză și de critică. La asta se refereau și profesorii când spuneau că aceste cursuri îi vor ajuta și în procesul de evaluare a elevilor? Sigur că da, pentru că noi întotdeauna când vorbim de educație trebuie să vorbim și despre feedback. Eu predau la clasă, dar trebuie să văd că și clasa reușește să ia să-mi ofere un răspuns înapoi și avem ceva de calitate. Și în cazul în care la mine partea de feedback ca profesor e foarte, foarte așa blurată din cauza inteligenței artificiale și nu sunt sigur dacă răspunsul e scris de elev sau generat de AI, atunci s-ar putea să am probleme la capitolul calitate și dacă într-adevăr eu am reușit să educ o clasă la obiectul respectiv. Aș vrea acum să aflu și feedback-ul elevilor care află că, uite, profesorii lor deja știu cum să utilizeze toate aceste pârghii și vor verifica ceva mai minuțios. Eu, în cadrul cursurilor în care am avut contact cu elevi, ei întotdeauna au fost, în primul rând, au fost șocați de chestia că nu le interzic să se folosească de instrumente generative AI. Întotdeauna au fost surprinși de chestia că, de ce eu pot să folosesc? Da, tu poți să folosești, numai că trebuie corect să folosești ca să nu uiți cum anume tu singur trebuie să te dezvolți ca persoană. Da, e super fain. Eu câteodată îi mai zic Wikipedia 2. Pentru că acum vreo 15 ani în urmă era maniera asta, deschizi Wikipedia și așa copiezi fără să te gândești foarte mult. Cam aceleași lucruri se întâmplă și acum cu AI. Eu de asta și spun, trebuie integrat ca proces de gândire. Cum, apropo?
Ar fi bine să o facem. Deci, iarăși, dacă vine vorba de capacitate de generare, e ok să folosești orice fel de instrument care să te ajute să treci peste blocaje în gândire. E ok să te folosești de orice fel de instrument care te ajută să faci cercetare, să găsești mai multe informații, să te informezi, să te dezvolți tu. Nu e ok când instrumentul dat îți înlocuiește ție total munca și tu rămâi cumva în aer la capitolul dezvoltare. Dar ar putea, de exemplu, și profesorii să utilizeze aceste tertipuri și să facă uz de inteligență artificială în momentul în care pregătesc anumite ore sau lecții deschise și în cazul ăsta... Deci Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului, e un centru care activează din 2019. Așa. Noi suntem finanțați de USAID, Guvernul Suediei și UKAID. Împreună cu dumnealor a fost posibil noi să le oferim o gamă foarte variată de cursuri pe digitalizare și tot ce înseamnă tehnologie educațională digitală. Nu e vorba numai pe partea de platforme sau de instrumente, dar e și de partea cum ei anume integrează asta în educație. Și când vine vorba de anume specific AI, dar oricare alt curs de la noi, atunci noi cumva încercăm permanent să luăm să-i punem în postura asta de a fi capabili, să ia să schimbe un pic paradigma prin care ei predau, în așa fel încât aceste elemente, da, de copiat sau de plagiat deja devin un pic irelevante, elevii nu se mai descurcă. Încercăm să trecem mai mult pe partea de practică. Teoria e foarte, foarte ușor de replicat și de repetat. Practica bate întotdeauna teoria. Dar practica întotdeauna bate, da, gramatica, cum spune. Da, hai să-mi spui cum pot profesorii să beneficieze de astfel de cursuri. Deci, este website-ul nostru, Clasa Viitorului MD, acolo este planul de formare profesională continuă pentru tot anul. Profesorii văd în ce perioade se vor desfășura cursurile noastre. Și se pot înregistra. Da, se pot înregistra și atunci e foarte, foarte ușor pentru ei să vină să participe. Ce ține de însăși desfășurarea cursurilor, noi avem o echipă foarte, să zic așa, variată, da? de formatori cu interese în diferite domenii. Eu, spre exemplu, sunt pe inteligență artificială, microelectronică, dar avem nu doar asta, pentru că nu e doar pentru profesorii de informatică. Pentru toți profesorii din toate domeniile. Da, noi avem într-adevăr un focus pe STEM, dar nu e vorba doar de educație STEM, e vorba și despre științele socio-umanistice, pentru că e foarte important să dezvoltăm și valori, nu doar abilități. Am urmărit cu mare interes și reportajul realizat de colegii de la Messenger și mi-a plăcut că profesorii sunt întotdeauna dornici de a afla și de a adresa întrebări. Care au fost cele mai ciudate întrebări pe care le-ai primit? Și apropo, nu sunt numai interesați, dar vedem chestia asta la toate vârstele, chiar să dacă sunt mai tineri sau dacă sunt profesori mai experimentați deja cu vreo 20 de ani de experiență de predare, oricum întrebările sunt foarte, foarte variate. Și întotdeauna începem de la aspectul ăsta practic, dar cele mai interesante cred că sunt întrebările de etică. Cum anume inteligența artificială ajunge să ne schimbe nou meseria de profesor dacă noi vom fi înlocuiți ca profesori? Deci de... riscul dispariției meseriei. Și, da, eu întotdeauna iau și le pun în față realitatea că nu dispar meseriile, ele pur și simplu se transformă. E, dacă vreți dumneavoastră, poate o nouă revoluție tehnologică. Să ne amintim unde... de perioada de industrializare. Exact. Oamenii n-au rămas fără muncă. Sigur, pur și simplu s-au adaptat unele joburi și atunci poate n-a mai trebuit să punem așa de mult efort pe anumite dimensiuni și a trebuit un pic să ne învățăm să facem lucrurile altfel. La fel s-a întâmplat cu digitalizarea când s-a trecut de la hârtie la calculator. Nu foarte mare, nu știu, catastrofa a fost, da? Și asta înseamnă că noi trebuie să învățăm să ne adaptăm noilor condiții. Sunt dornici profesorii, deja am înțeles de la tine, dar atunci când vine vorba de implementarea practică, e ușor? Ce ține de implementarea practică, prima și prima chestie, ei trebuie să se gândească cum anume fac chestia asta, pentru că inteligența artificială generativă poate fi folosită atât pe partea asta de a pregăti documente, de a elabora teste de evaluare, de a elabora fel de fel de materiale didactice, dar și când vine vorba de anume cum fac ei asta ca să obțină rezultate mai bune în termen de calitate, da, la respectivele materiale. Și atunci ei un pic trebuie întotdeauna să-și pună întrebarea, dar cum ar face AI-ul chestia asta? Și hai să vedem dacă AI-ul se descurcă să genereze bine ceea ce am eu nevoie. Atunci poate îți salvezi un pic mai mult timp și ai mai mult timp să iei să te centrezi pe partea de educație creativă, de a găsi o nouă metodă de predare, de a găsi ceva interesant, de a te pune la curent cu noutățile în domeniu. Și atunci tu ca profesor reușești întotdeauna să vii în fața clasei mai motivat un pic, mai puțin stresat poate, și asta contează foarte, foarte mult pentru că elevii simt chestia asta. Și ultimativ să iei să fii, nu știu, profesorul ăla ideal și vesel pe care toți la școală am avut un profesor vesel care
întotdeauna de o stare mai de bine. Aproape, exact. Mai aproape și de inspira. Discipolită. Pentru da? Că asta e toată ideea. Noi ca pedagogi n-ar trebui să luăm, să facem strict transferul ăsta de cunoștințe. Mai este și elementul de individualizare și da. Este elementul de socializare. Atunci când elevul se educă nu doar prin transferul de cunoștințe și abilități, dar și cine este el în societate, cine devine ca persoană, dar și ca persoană socială, adică membru de grup, elev în clasă, coleg pentru unii, student pentru alții și tot așa mai departe. Odată cu apariția resurselor asta de AI, nu știu de ce, e frumoasă comunicarea între profesor și elev, pentru că e mai mult decât un transfer de cunoștințe și un schimb de experiență. Mai întreabă și profesorii, elevii, cum utilizați, de ce faceți lucrul ăsta și am observat astfel de situații și mie îmi plac, de exemplu. Înseamnă că e o comunicare activă între profesori și... Ceea ce și ar trebui să fie, exact, pentru că doar asta din ne comunicare dorim. Și bune relații, atunci și se poate naște o educație de calitate în care creștem o nouă generație capabilă să se descurce cu problemele de zi cu zi. Pentru că practic asta vrem. Nu vrem oameni super, super inteligenți pe toate exact. Domeniile. Noi vrem oameni care să se descurce în viață și să poată să-și rezolve problemuțele. Tudor, eu îți mulțumesc tare frumos că ai venit în această dimineață. Mult spor în tot ceea ce faci și să continui să fii un ambasador al inteligenței artificiale într-un mod eficient, frumos, bun, care să se încadreze în societate așa cum ar trebui să fie. Promit să mă strădui. Așa, așa să faci, noi să fim cu ochii pe tine.